Viceprimarul liberal Virgil Pârvulescu susține că grupul consilierilor locale ai PNL s-ar fi abținut de la votarea unei hotărâri pentru că aplicarea indicelui de inflație de 13,8%, așa cum a fost el comunicat de către Ministerul Finanțelor Publice, la cota de impozitare pentru clădirile nerezidențiale deținute de către persoanele juridice, care în municipiul Râmnicu-Vâlcea este de 1,10% și nu 1,20%, cum eronat afirmă viceprimarul, din valoarea impozabilă a clădirii, ar fi dus la depășirea nivelului maximal impus de lege, respectiv de 1,3%. Pentru a face lumină în acest caz, Magda Popescu, moderator al emisiunii Analiza Zilei, a invitat-o pe Adina Dobrete, consilier local reprezentant al PSD. Au iscat discuții controverse pe marginea măririi sau nu a taxelor și impozitelor locale. Pe de o parte, administrația publică locală, prin vocea domnului primar Mircea Cutău, susține că taxele și impozitele nu au crescut, că sunt majorate doar cu indicele de inflație de 13,8%. Deci, la altă parte, opoziția liberală, în frunte cu domnul Virgil Pârvulescu, atacă și spun că domnul Pârvulescu susține că aceste impozite pe clădiri rezidențiale, nerezidențiale au crescut. Printr-un comunicat de presă semnat de către primarul Mircea Cutău, se precizează. Declarația este foarte clară. Pentru 2024, cotele procentuale rămân la nivelul anului 2023. Adică inclusiv cota de impozitare a clădirilor nerezidențiale deținute de persoanele juridice rămâne neschimbată, respectiv la valoarea de 1,1%. În textul proiectului hotărârii de Consiliu Local numărul 108 per 26 aprilie 2023, la articolul 1, se precizează că pentru 2024 cotele procentuale rămân la nivelul anului 2023, adică inclusiv cota de impozitare a clădirilor nerezidențiale deținute de persoanele juridice rămâne neschimbată, respectiv la valoarea de 1,1%. Respectiva cotă a rămas la această valoare din urmă cu 2 ani, iar stabilirea impozitului pe clădirile aflate în proprietatea persoanelor juridice se face conform articolului 40, aliniatul 5 și 6 din Codul Fiscal, prin aplicarea acestei cote la valoarea impozabilă de la 31 decembrie anului anterior, pentru care se datorează taxa, valoare impozabilă care se actualizează odată la 5 ani pe baza unui raport de evaluare. Conform codului fiscal, la nivelul municipiului Râmnicu-Vâlcea, la fel ca în cazul tuturor administrațiilor locale din țară, prin hotărârea Consiliului Local numărul 108 per 2023, au fost indexate cu indicele de inflație de 13,8% următoarele impozite și taxe. Valoarea impozabilă pe metru pătrat de suprafață construită desfășurată la clădiri în cazul persoanelor fizice, impozitul și taxa pe teren, persoane fizice și juridice, impozitul pe mijloacele de transport, taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor și autorizațiilor, taxa pentru afișaj în scop de reclamă și publicitate, taxa pentru îndeplinirea procedurii de divorț pe calea administrativă, taxe instituite de Consiliul Local, taxe aplicabile în parcările publice cu plată și de utilizare parcare subterană din zona centrală, taxe de închiriere pentru bazele sportive din municipiu, taxe pentru serviciile prestate de Direcția Poliției Locale, taxa stabilită în baza unor legi speciale. Pentru date reale, vâlcenii sunt sfătuiți să se intereseze doar din surse sigure, oferite de către instituțiile de la care au nevoie de informații.